Instabilitatea politică din România este o problemă ușor de remarcat, având în vedere și mutările frecvente care au loc în legislativ. Deși într-o zi par să susțină politicile unui anumit partid, a doua zi schimbă formațiunea. Migrația politică este un fenomen ce a luat amploare la noi. În cele trei sesiuni din acest mandat, 59 de deputați și senatori au migrat cel puțin o dată către alt partid. 41 dintre ei s-au reorientat în sesiunea februarie-iunie 2014. Nici reprezentanții constanțenilor nu fac excepție cinci dintre ei uitând de partidul de partea căruia au candidat. PPDD a suferit o triplă pierdere, senatorul Marian Vasiliev și deputații Andrei Răzvan Condurățeanu și Mihai Tararache. Primii doi au virat spre UNPR, iar Tararache preferă încă independența politică. Deputatul Remus Cernea, ales sub sigla USL, acum este neafiliat politic și PDL Constanța și-a redus numărul parlamentarilor prin plecarea deputatului Florin Gheorghe la Partidul Mișcarea Populară.